Salutare fermier! Ca să ajunge cu bine la momentul recoltatului, echipa Agri rămâne întotdeauna alături de voi. Cu inteligență și inovație vom ajunge la performanță, doar lucrând umăr lângă umăr. Alături de fermierii noștri, parteneri, ne concentrăm cu precădere pe estimările de producție pentru 2020. Lucrăm cu perspectiva sumbră a modului în care pandemia COVID-19 afectează toate piețele. Suntem zilnic prezenți în câmp alături de fermierii noștri, urmărind fenofazele în care se află culturile. În funcție de data semănatului și zona în care ne aflăm, orzul și grâul au ajuns în stadiu de burduf, iar rapița este în stadiu de înflorire, ceea ce ne face atenți în special la apariția gândacului lucios. De asemenea, să nu uităm că rapița a fost în nenumerate rânduri cultura care a ocrotit cash flow-ul firmei. Iar dacă ne uităm din perspectiva evoluției pe bursă Mativ, la închiderea lunii aprilie, rapița era cotată la 380 de euro preț pe tonă, mai mare decât media ultimul 3 ani. Datorită secetei pedologice instalate, pentru a nu crea un stres suplimentar culturilor, fermierii au efectuat doar tratamente fitosanitare de strictă necesitate. De asemenea, limitele scăzute de apă la nivelul 0-100 cm au determinat fermierii să facă noi investiții în instalații de irigat din fonduri proprii. Prin serviciile de preluare cereale, echipa Agri vine în sprijinul fermierilor parteneri cu spații de depozitare în bazele proprii de la Galați, Salna, Dobrozloveni. Agri România, prin departamentul de cereale, sfătuiește fermierii să-și vândă în siguranță recoltele către parteneri de încredere care au dovedit în timp seriozitate. În aceste vremuri, orice dezechilibru poate duce la decapitalizarea fermierului și chiar la insolvența acestora. Agri România promovează servicii integrate de la vânzarea de inputuri până la serviciile de preluare de cereale. Acționăm doar în strânsă legătură cu valorile care stau în spatele brandului Agri. Spor la treabă și recolte bogate!